Societatea care a câștigat licitația pentru lucrările de refacere a drumului național 10 va deschide în sfârșit șantierul. Prefectul județului, Carmen Ichim, a anunțat în ședința de marți a Comitetului pentru Situații de Urgență că lucrările vor începe în punctul Măgura, cel mai afectat de alunecările de teren. De săptămâna viitoare am înțeles că societatea care a câștigat această atribuire va începe desfășurarea lucrărilor pe DN10, pe cele două puncte din punctul Măgura, da? De la CIPCOM. Asta este un lucru bun, bun și pentru noi, bun și pentru județul Buzău în primul rând. Inspectoratul Județean de Poliție a dat deja avizul, da? Domnul Pantazis a dat. Și asta înseamnă că sperăm și noi, dacă timpul ține cu noi, măcar acolo, acea alunecare de teren de adâncime de 2 metri, ce surpă drumul național, măcar la solicitările noastre au avut ceva răspuns. Sperăm să-i vedem că vin acolo. Cu toate că promisiunile Ministerului Transportului au fost undeva la începutul lunii septembrie. E bine și la jumătatea lui octombrie, dar să vină. Lucrările vor fi supravegheate îndeaproape de reprezentanții prefecturii, care vor să se asigure că lucrările nu se vor mai lungi mai mult decât este cazul. Sper ca de săptămâna viitoare să vedem organizarea de șantier și să văd că încep lucrările. Marțea viitoare, la ora 10, am convocat o ședință cu Secția de Drumuri Naționale, cu Inspectoratul Județean de Poliție, vedeți, o aflați în avanpremieră, că de bea acum făceam adresele, cu cel care a câștigat licitația, cu CNAIR-ul, din nou, aici, la sediul instituției prefectului, că am văzut un lucru. Dacă lăsăm pe fiecare de capul lui, se lungește. Dacă supraveghem lucrările, se termină la timp. Autoritățile de la București au decis să se mobilizeze în privința DN10, care face legătura între Buzău și Brașov, în vară, când reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și ai Ministerului Transporturilor au inspectat sectorul de drum afectat de alunecările de teren. Ei au văzut la fața locului zona avariată de la Măgura, unde asfaltul este complet distrus și a coborât circa 2 metri sub nivelul inițial.